Iubirea de sine nu e același lucru cu încrederea în sine. Cunosc personal oameni care au o încredere foarte mare în sine, până aproape de aroganță, ai zice, da. Dar asta nu înseamnă că se și iubesc pe sine. Corect. Iubirea de sine este altceva. Așa. Cum sunteți îmbrăcați noaptea când vă culcați? Iubirea față de sine începe prin grija față de sine, începe prin timpul pe care ți-l dai ție. Și timpul ăla nu aștept să ți-l dea nimeni, timpul ăla al ei. Eu sunt cauza tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața mea. Tu ești cauza tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața ta. Ceilalți pot să fie niște factori care contribuie, ajută, ca să zic, ajută cu ghilimele de rigoare, fie în sens pozitiv, fie în sens negativ, ajută la materializarea acestor efecte. Poți să vii cu asta din altă viață? Da, poate să fie o temă a vieții tale. Dacă există această convingere că nu merit, sau tu simți, nu convingere, că pur și simplu simți în interiorul tău că nu meriți. Nu meriți să ai bani, nu meriți să fii iubit, nu meriți să ți se întâmple lucruri bune în viață și așa mai departe. Orice exces cât de mic o să manifesti ceva, contexte, circumstanțe, experiențe în care acel exces să trebuiască să-l dai. Cred că sunt mulți oameni care în viața asta trec prin experiențe de gen, relații toxice, relații cu bărbați agresivi sau femei agresive, că există și genul ăsta de relații. Mai puține. Mai puține. M-am întâlnit, să știi, destule cazuri, ai fi surprinsă. Știu să-mi selectez prioritățile. Sigur, pot să spun da atunci când simt că trebuie să fie da. Dar pot să spun și nu fără să mă justific. Fără să mă justific, fără să mă simt prost, fără să mă simt vinovată, fără să las pe celălalt să facă proiecția asupra mea, să zică, da, cerea e Georgiana, da, uite că nu e așa disponibilă, dar n-are nicio legătură una cu alta. Adică faptul că aleg să nu petrec timpul la telefon sau să ies nu știu unde în oraș, să mă văd cu nu știu cine, ce prieten care nu mă vorbesc niște vorbe, nu, timpul meu e mult mai prețios de atât. Adică resursa aia mea nu e doar timpul, este energia mea, este prezența mea, este sufletul meu, sunt fiecare secunde, minute, clipe ale vieții mele pe care de ce aș arunca cu ele pe geam? Le prețuiești. Bună ziua, dragi prieteni! Bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, din nou îi spunem bine, ai revenit în studioul nostru, Georgiana Vasilescu. Bine te-am regăsit, Gina, și bine am regăsit și pe toți cei care ne urmăresc ediție de ediție. Și le mulțumesc că sunt așa consecvenți și că urmăresc emisiunile și că pun întrebări și o să ne mai uităm la comentarii și o să mai răspundem. Eu oricum răspund și pe YouTube la toate întrebările. Așa și trebuie. Noi suntem focusați pe acest subiect al banilor. Georgiana vă spune tot ce noutate are, vă aduce dumneavoastră în față, doar că nu uitați caietelul, pixulețul, notați, pentru că e mai simplu să notați în momentul în care auziți prima dată și vedeți prima dată emisiunea, decât să reluați după aceea și să, nu-i rău să reluați, dar e o fragmentat și atunci nu vă mai focusați pe subiect. Așa că, Georgiana, astăzi despre ce vorbim? Despre bani și mai ce? Și iubirea de sine. Super! Ia să auzim. Este chiar un capitol din programul meu, care cred că o să se numească Iubește-ți banii, că mi-a venit astăzi în timp ce conduceam spre Piatra Neamț. Și este, de fapt, ultimul capitol din acest program, dar consider că este un subiect extrem de important, pentru că banii și iubirea de sine au o legătură, sunt interconectați sau se influențează. Această energie a banilor este influențată de energia iubirii de sine sau sentimentele pe care le avem față de noi, părerea pe care o avem despre noi, imaginea de sine pe care o avem, respectul față de sine, stima față de sine, încrederea în sine, influențează sumele de bani pe care le câștigăm. Uite, mi-am adus aminte acum de subiectul ăsta, a fost tratat la un moment dat pe un post de radio național și se punea întrebarea așa, foarte, mie mi-a plăcut foarte tare. Cum sunteți îmbrăcați noaptea când vă culcați? Cu un tricou mai vechi, cu o cămașă de noapte mai veche,
Poate să fie puțin agățată, ruptă sau cusută. Sau tocită. Sau tocită, da. Nu știu, unele persoane care, mă rog, sunt mai focoase, se îmbracă doar într-un tricou sau doar într-un maieu mai sau ceva senzual, de genul. Mai sexy. Așa. Întrebarea era pusă tocmai din privința aceasta, pentru că este vorba de iubirea de sine, este vorba de respectul care ți-l porți, de felul care te îmbraci, de felul în care, chiar noaptea, chiar dacă nu te vede nimeni sau te vede doar soțul sau soția, nu importă asta. Așa că e foarte bun exemplu pe care l-ai dat, Gina, și într-adevăr felul în care ne comportăm față de noi, felul în care ne vorbim, felul în care ne îmbrăcăm atunci când nu ne vede nimeni. Exact. Acolo face diferența. Pentru că dacă eu mă îmbrac bine doar ca să mă placă cealaltă persoană sau să dau bine sau să creez o impresie plăcută, e de fapt pentru celălalt, dar nu e pentru mine. Și atunci, dacă eu în contextul în care sunt singură în casă, nu mă vede nimeni, nu mă miroase nimeni, ca să zic așa, dar mă dau cu parfum seara înainte de culcare, și ăsta e un obicei pe care și eu l-am preluat de la băiețelul meu, care înainte să se culce își face duș și se dă cu parfum. Eu am început, scuză-mă, am început să fac chestia asta neașteptat, în pandemie. Deci simțeam nevoia să fac ceva pentru mine, ceea ce făceam când plecam înainte de acasă. Înainte pentru ceilalți. Da. E, de atunci am început să fac lucrul ăsta și mi-a rămas și e bine așa. Și mai îți dau un exemplu apropo de chestia care spuneam cu cămașa de noapte. Văd multe femei, pentru că, na, în fața mea unde stau eu este mall-ul și toată lumea merge la mall. Care merg cu mașinile, care merg pe jos. Și râd acum pentru că văd foarte multe femei care merg pe tocuri. Nu știu să meargă. Și credeți-mă că sunt caragioase. Și atunci spun, Doamne, pentru ce femeia asta se chinuie să meargă pe tocuri dacă nu poate? Tot n-arată bine și mai rău exact, face. Exact, mai rău face și face rău ei în primul rând. Mai bine cu un toculeț mai mic care ți-e comod și care mergi frumos. Deci, dacă spunem că haina face pe om, într-o oarecare măsură, într-adevăr, este un adevăr și aici, dar nu în totalitate. Adică să te face simți pe om tubin. În sensul în care te pune într-o anumită stare interioară sau într-o anumită energie. Da. Eu, de exemplu, pentru că lucrez foarte mult de acasă, nu pot să mă pun la laptop în pijamale sau să lucrez în training sau în hainele de casă. Da, mă îmbrac ca și cum plec la birou. Deși nu mă vede nimeni, nu am, bine, când am sesiune online cu clienții mei, hai să zicem că mă văd clienții, dar chiar și dacă nu mă văd, mă simt eu altfel atunci când mă îmbrac diferit. Știi de ce râd? Am început bine emisiunea râzând. A fost la un moment dat o chestie la televizor cu un nu știu, senator sau nu știu ce era. L-am îmbrăcat în cămașă cu cravată și nu știu cum s-a ridicat și s-a văzut că-i pantaloni scurs, slip. Deci la laptop era, se vedea în față, dar s-a ridicat fără să-și dea seama. Camera era și s-a văzut partea de jos. Asta râd, apropo, deci sunt situații în care este bine să te vadă omul că ești, că arăți bine, dar dacă, Doamne, fi se întâmplă ceva, e bine să ieși mai jos. Ceva îmbrăcăminte ca nu mă pot opri din râs, da. Fazile astea mi-au venit una după alta din ceea ce am văzut. Scuză-mă, te rog, că tu spuneai chiar lucruri importante. Da, nu-i problema. Asta s-a întâmplat probabil în pandemie, când a fost un reset al obiceiurilor și al comportamentelor. Dar revenind la tema noastră, la tema banilor, părerea mea este că nu, sigur că poți face niște acțiuni care să-ți genereze bani, poți să-ți dubleze eforturile dacă vrei să-ți dublezi sumele de bani și așa mai departe. Adică partea asta fizică, oricine o poate face, dar atunci când asociezi și componenta cealaltă, cea interioară, lucru la interior, conștientizarea valorii de sine, creșterea încrederii în sine,
creșterea iubirii față de sine și așa mai departe, lucrurile astea se reflectă ulterior în sumele de bani pe care le câștigi. Da. Pentru că o persoană care are mai multă încredere în sine, care simte că valorează, care simte că aduce valoare celorlalți, are capacitatea să ceară un salariu mai bun, să își caute circunstanțe sau să creeze circunstanțe favorabile, să își negocieze mai bine onorariile, să ceară prețuri mai mari pentru serviciile pe care le oferă și așa mai departe. Și de multe ori, și aici, Gina, sunt niște diferențe semnificative apropo de termeni sau concepte și mie îmi place să desfac așa și să mă uit să văd care sunt nuanțele. Pentru că a avea încredere în sine nu înseamnă și a te iubi pe tine sau iubirea de sine nu e același lucru cu încrederea în sine. Cunosc personal oameni care au o încredere foarte mare în sine, până aproape de aroganță, ai zice, da. Dar asta nu înseamnă că se și iubesc pe sine. Corect. Iubirea de sine este altceva. Stima de sine, iarăși, altceva decât iubirea față de sine. Iar eu am pus ideea de bani, am asociat-o de iubirea față de sine, nu neapărat de încrederea în sine. Că de încredere în sine se vorbește foarte mult, încrederea în sine se construiește în timp, încrederea în sine vine pe baza competențelor pe care le obții, a aptitudinilor pe care le ai, a experienței pe care o capeți în timp, îți crește încrederea în sine, a rezultatelor și așa mai departe. Dar iubirea de sine e altceva. Da. Iubirea de sine n-are neapărat legătură cu competențele, pentru că sunt convinsă că și tu, ca și mine, și poate și cei care ne privesc, cunosc oameni foarte competenți, dar care nu se iubesc pe sine. Și sigur, acești oameni competenți, îi vezi că sunt competenți, îi vezi că sunt valoroși, dar se chinuie cu banii. Nu știu să genereze sume de bani, nu știu să mențină sumele de bani, nu știu să-și gestioneze corect sumele de bani. Ce anume determină oamenii să nu se iubească pe sine? În primul rând este o lipsă a iubirii pe care, de care n-au avut parte în copilărie. Este o lipsă a validării pe care n-au primit-o în copilărie, pentru că dacă tu când erai copil auzeai numai critică, reproși, nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic, tu nu vezi cum mergi, cum arăți, cum te îmbraci, sau ți s-a transmis ideea că tu nu contezi, că nu meriți, dar cine te crezi, cum îndrăznești. Normal că toate lucrurile astea n-au cum să ducă la o iubire de sine. Iubirea de sine, eu consider că ca și bebeluș, ca să zic așa, ca și copil foarte mic, te naști cu ea. Dar pe măsură ce devii tot mai conștient și interacționezi cu lumea din jur și începi și vezi pe ceilalți cum se comportă față de tine, îi auzi pe ceilalți cum îți vorbesc și așa mai departe, cred că erodează foarte mult în viziunea asupra sinelui și imaginea pe care o avem față de sine. Și cred că părinții joacă un rol important în construirea iubirii de sine. Până la o anumită vârstă, după care începe prin oglindire, prin comparație, relație cu ceilalți. Păi nu sunt suficient de frumoasă sau frumos, sau eu n-arăt ca nu știu cine, eu nu sunt așa deșteaptă ca cu tare. Și de aici, din comparațiile astea și din contrastele care se creează în raport cu aceste etaloane sociale, consider că tu nu meriți să fii iubit, nu meriți să primești, nu meriți să ți se dea, nu meriți să ai parte de o viață frumoasă sau de bani sau de așa mai departe, pentru că tu nu ești așa de frumos, deștept, mai știu eu ce alte calități. Am întâlnit oameni care, așa cum spui tu, au avut niște traume în copilărie, niște momente în care n-au fost evaluat la valoarea pe care și-ar fi dorit să o aibă, a care au devenit antreprenori, care sunt destul de suspus social, care au și bani, dar care nu se iubesc. Da, e foarte des întâlnită asta. Chiar am lucrat de curând cu o clientă
care este foarte sus financiar, ca imagine, statut social, tot ce vrei. E și o femeie foarte frumoasă și arată foarte bine. Și m-a sunat exact pe tema asta, s-a sunat: Georgiana, am nevoie să lucrez cu mine pentru că eu simt că nu mă iubesc pe mine. Felul în care face performanță, felul în care obține succesul, rezultatele pe care le are, nu sunt ca urmare a iubirii față de sine, ci ca urmare a muncii, a sacrificiului personal, a eforturilor supraomenești pe care le depune. Și în final își dă seama că am succes, am rezultat, am bani, am statut social, dar de fapt eu sunt tristă, depresivă, nefericită, mă simt neîmplinită, pentru că lucrurile alea sunt doar în exterior, dar în interior există un gol imens care nu poate să fie umplut cu nimic din exterior. Și a demonstrat celor din jurul ei că poate. Nu neapărat, pentru că doar în relație cu sine face asta. Vrea să-și demonstreze sieși cât este de bună și, mă rog, este un lucru care vine din copilărie, din relația cu părinții. Se pare că nu merită decât dacă e cea mai bună, e cea mai performantă, are rezultatele cele mai bune și așa mai departe. Aici a fost împinsă spre chestia asta, pentru că... Sigur, există multe căi de a ajunge la succes, există și multe căi de a ajunge la bani, dar eu zic că calea cea mai frumoasă e calea în care ajungi la bani fiind fericit. Pentru că dacă ajungi la bani fiind nefericit și folosești banii doar pentru a umple un gol interior, e minunat că ai banii aia, dar nu-ți țin nici de cald, nici de grijă în suflet, nici de iubire, nu-ți țin de nimic. N-ai mulțumirea sufletească. N-ai mulțumirea sufletească, da. Bun, și cum facem ca să le îmbinăm pe amândouă? Păi este un proces. Iubirea de sine necesită în primul rând conștientizare și este nevoie să depui un efort, ca să zic așa, conștient în a te cunoaște pe tine, în a te observa pe tine, în a te vedea în toate aspectele tale, pentru că noi, sigur, sunt fiecare dintre noi. Eu sunt bună la ceva anume, eu sunt foarte bună în ceea ce fac eu, dar nu sunt la fel de bună ca alții în ceea ce fac ei. Și atunci, dacă eu mă aștept ca eu să fiu ca ceilalți, să fiu bună și la aia și la aia altă și la aia altă, n-am să reușesc. Pentru că eu sunt bună în domeniul meu, unde am talent, înclinație, har, sigur am investit și timp și energie și m-am format. Și atunci am nevoie să mă uit la toate aspectele mele și să fiu ok cu faptul că sunt bună în ceea ce fac, dar sunt mai puțin bună în alte aspecte. Să nu mă compar cu alți oameni, să mă compar doar cu mine și doar cu viziunea pe care, adică următoarea mea versiune, următoarea versiune a Georgianei de succes, doar acolo să existe gradul de comparație. Nu în relație cu alții, nu știu, trainer coach din piață sau în relație cu alte exemple sau alți oameni care au succes. Iubirea față de sine începe prin grija față de sine, începe prin timpul pe care ți-l dai ție și timpul ăla nu aștept să ți-l dea nimeni, timpul ăla-l iei pentru tine, pentru odihna ta, pentru relaxarea ta, pentru a-ți oferi resursele de care ai nevoie, interioare sau exterioare, nu contează. Mai mult decât atât, este aici un instrument, pe lângă partea asta a conștientizării, este autoobservarea. Să vezi o perioadă de timp, observă-te ce gânduri ai la adresa ta. Când treci prin fața unei oglinzi și îți vezi chipul, ce-ți spui? Când pleci de acasă și constați că poate ai uitat ceva sau poate n-arăți atâta de bine, cum te porți cu tine, cum îți vorbești, când greșești, de exemplu, ce-ți spui când greșești? Ai compasiunea față de tine, ești înțelegător sau înțelegătoare, îți dai mai multe șanse sau începi și te critici în continuu, îți vorbești urât? Mă iert, mă iubesc așa cum sunt. Da, și indiferent de ceea ce fac, de rezultatele pe care le am, sunt în continuare iubibilă, ca să zic așa. Merit să fiu iubită chiar și dacă astăzi n-am dat tot ce a fost mai bun din mine. Și uite, spun un lucru, fac o împărtășire. Azi dimineață, au fost 3 zile acum în Iași, tu știi că cu Sfânta Parascheva, da, da. Ziua de 14 este liber.
Și am avut vineri, după amiază, sâmbătă, duminică, plus luni. Deci 3 zile și jumătate în care îmi propusesem să fac niște lucruri, să lucrez la ce am eu de lucrat. Și au trecut aceste 3 zile și jumătate și eu cred că n-am făcut nici jumătate din cât mi-am propus să fac. Seara când m-am culcat, m-a apucat un pic așa, fai că n-am făcut, am pierdut timpul, am pierdut vremea, când mai prind eu acum așa 3 zile pline ca să pot să mă ocup de ale mele. Și azi dimineață m-am trezit cu niște gânduri, că cumva nu merit să mi se mai întâmple lucruri bune, pentru că eu am pierdut vremea, pentru că n-am făcut ce trebuia, pentru că am amânat să fac lucrurile care știam că erau pe lista mea de priorități și așa mai departe. Și mi-am dat seama, am observat gândurile astea și mi-a zis, Georgiana, dar ce-s cu gândurile astea în cap? Pentru că astea sunt niște forme gând ale versiunii Georgiana din trecut. Adică n-ar trebui să mai am astfel de gânduri. Dar am stat cu ele și atunci am zis, bine, ce fac eu cu aceste gânduri? Hai să vedem în ce fel acest lucru nu este adevărat. Dacă ți-aduce aminte de la emisiunile trecute, este prima sau a doua întrebare, nu mai știu care era. În ce fel nu este adevărat? Până la urmă, cine spune că trebuia să fac toate lucrurile alea? Eu mi-am dat toate sarcinile alea, nu mi le-a dat nimeni. Eu am pus un termen limită, că până duminică toate lucrurile alea trebuie făcute. Apoi, faptul că am ales să fac alte lucruri în loc să fac lucrurile pe care mi le-am propus. Hai să văd care au fost acele alte lucruri pe care le-am făcut. Păi, am stat cu copiii mei, am făcut teme cu ei, m-am uitat la 2 filme în weekend. Nu, la mai multe filme m-am uitat și cu copiii, la 2 filme, m-am uitat la filmele mele. Adică am făcut niște activități care... Și ele au contribuit la alte aspecte ale vieții mele. N-am făcut acele activități care ar fi contribuit la partea mea profesională. Dar am ales să fac alte activități care au contribuit la starea mea de bine, la relația pe care o am cu copiii mei. Deci, în esență, cu ce am greșit? N-am greșit cu nimic, doar am făcut niște alegeri și am pus niște cărămizi în alte aspecte ale vieții mele. Dar de ce ar fi trebuit la gândul ăla, că gândul ăla n-a fost al tău, cred, să te pedepsești pentru ceea ce n-ai făcut? Nu, era al meu din trecut, pentru că așa am crescut cu o stare ca antreprenor, Gina. Eu sunt antreprenor de la 25 de ani. Ca antreprenor trebuie să fii, îmi vine self-accountable, tu ții socoteala, nu-ți dă nimeni sarcini, nu spune nimeni ce ai de făcut, nu-și cere nimeni ca până la data să fie toate lucrurile alea făcute, dar tu știi ce se întâmplă dacă până la data de lucrurile alea nu sunt bifate. Că vin niște consecințe care sunt mai puțin plăcute. Și atunci, după 13 ani de antreprenoriat în care eu singură mi-am dat de lucru și mi-am creat o disciplină, s-a format în interiorul meu un algoritm de funcționare, ca să zic așa. Și atunci, cum să zic, algoritmul ăsta e automat, el funcționează inconștient. Eu știu exact ce am de făcut, până când, până la ce dată și știu și ce se întâmplă dacă nu le fac. Da. Deci e o chestie care vine din, cum să zic, e o disciplină pe care mi-am impus-o acum mulți ani. Am înțeles, dar acum mulți ani nu erai mamă. Acum mulți ani. Da, și asta. Acum mulți ani nu eram copii. Și noi erau ei în etapele în care sunt acum să nevoie deci să diferențe. Fac și alte activități. Sunt diferențe. Ei. Revenind la partea iubirii de sine și a banilor, aș recomanda oamenilor să înceapă prin această autoobservare și să vadă care sunt gândurile care trec prin cap, care sunt sentimentele și emoțiile pe care le au față de sine. Dacă sesizează că există, de exemplu, autocritica sau tendința de a te critica continuu sau de a simți sau a gândi nu sunt suficient de bun, care ca urmare a faptului că eu mă gândesc despre mine că nu sunt suficient de bun, pe cât știu că aș putea fi sau pe cât ar trebui să fiu, în mintea noastră automat trebuie să existe o pedeapsă. Pentru că așa am fost crescuți, educați, condiționați, probabil cei mai mulți dintre noi, când nu performezi la școală, nu ți-ai făcut temele, vine o
pedeapsă. Da. E o notă mică, după aia te mai ceartă și părintele acasă, îți mai ieși o bătaie, poate te mai ieși pedepsește. Recompensa. Aștept să ți se întâmple ceva rău. Deci de fiecare dată când eu gândesc, simt că nu sunt suficient de bună, că n-am făcut treaba suficient de bine, că n-am făcut ce trebuia, automat, energetic, mă pun în postura în care atrag o pedeapsă asupra mea sau mă pregătesc ca ceva rău să mi se întâmple. Și dacă oamenii ar sta și s-ar uita și ar decodifica mecanismele astea și ar da seama că energia noastră este cea care atrage evenimentele ulterioare. Adică dacă eu dau exemplu cu weekendul ăsta, mie mi-a luat cât? O fracțiune de secunde, minute, să zic, da? Că am stat, m-am observat, am văzut care-s gândurile, am desfăcut mecanismul, am văzut de unde vine, ce-i cu asta și după aia am făcut corecția. Dar fac corecția într-un mod conștient și asumat, adică las să se ducă gândul ăla până la capăt și mă uit la el și stau un pic cu el. Nu-i dau anulare, faptul că am dat anulare, gata, el s-a anulat și vezi, Doamne, n-a trecut pe acolo. A trecut pe acolo, dar faptul că trece pe acolo îmi arată mie ceva, îmi arată că acolo e ceva ce are nevoie să fie lucrat. Și atunci am nevoie să stau cu lucrul ăla și să reflectez un pic la el. Nu trebuie să stai toată ziua. Îți ia 2 minute, 3, 5 minute, să zicem. Dar pentru că ai nevoie să vezi, pentru că în spatele acelui gând există acel algoritm, există un întreg mecanism. Și ai nevoie să vezi. Deci deja eu mă aștept, pentru că în capul meu, de exemplu, azi dimineață, era exact asta. Acum nu mai merit să mi se întâmplă lucruri bune, nu mai merit să, pentru că mă aștept deja să fiu pedepsită, cumva. Deci mă pun energetic în poziția celui care își așteaptă pedeapsa. Asta ce înseamnă? Înseamnă că la nivel energetic eu deja creez premizele unui eveniment nefericit, să zicem. Care, mă rog, nu trebuie să fie dramatic, da? Poate să fie... Dar care să te nemulțumească. Dar care să mă nemulțumească. Dar de ce se întâmplă asta? Și asta este o autoprofeție împlinită, cum se mai numește. Pentru că eu deja m-am pus în poziția celui care nu merită să îi se mai întâmple ceva bun și, prin urmare, merită să îi se întâmple ceva rău. Și dacă ăsta e semnalul pe care eu îl transmit în univers, poți să fii sigur că la capătul celălalt cineva îl recepționează și simte în relație cu mine să îmi facă ceva. Adică se pune la dispoziția mea ca să-mi împlinească... Eu vreau să te întreb, cine să te pedepsească? Cine să-ți dă? Da, se poate întâmpla orice. Uite, îți dau un exemplu. Săptămâna trecută eram cu băiețelul meu, trebuia să-i printez o temă pe care o primise pe grupul de WhatsApp de la școală. Și cum stătea cu telefonul în mână, efectiv i-a sărit telefonul din mână. Zici că i-a dat cineva peste mână și s-a spart, dar s-a spart rău, adică trebuia reparat. Cu câteva zile în urmă, telefonul celuilalt băiețel, pur și simplu i-au pornit niște chestii pe ecran, nu mai poate fi pornit, e total blocat. Deci am 2 telefoane bune care trebuie duse la reparat. În total cumulează o sumă semnificativă, da. Dacă sunt piese originale și trebuie înlocuite cu... Laptopurile amândurora au la fel, au pățit ceva la partea de alimentare. Și alea trebuie duse. Laptopuri foarte scumpe și foarte performante. Alți bani. Deci toate lucrurile astea s-au întâmplat în decurs de, nu știu, câteva zile una de cealaltă. Și când ai eveniment nefericit, nu înseamnă că ți se întâmplă o dramă, că îți lovești mașina sau mai știu, ai accident sau eu știu ce se mai întâmplă, ți se sparge o țeavă. Se poate întâmpla și ceva de genul ăsta. Adică se poate ca asta să fie un efect a unor, adică efectul unor gânduri, cauza fiind gândurile pe care poate eu le-am avut, poate am creat o așteptare, poate m-am pus într-un loc energetic care a atras o serie de circumstanțe. Dar mai gândește-te puțin că poate avea o legătură și cu ceea ce se întâmplă astrologic, dacă vrei. Pentru că au fost momente chiar în astrologie în care se cam sâcâie niște lucruri. Sigur, și mai mult sunt decât atât, uite-te puțin ce a fost cu exploziile solare în ultimul timp. Deci Orange-ul, de exemplu, nu a funcționat în mare parte internetul și nici măcar telefonia mobilă.
Deci ceva se întâmplă, nu pune neapărat pe chestia asta, dar și astral și ceea ce se întâmplă există energetic. Există în exterior, sigur, o serie de factori și toate lucrurile care ni se întâmplă sunt suma totală a multor alți factori, da, pe care îi cunoaștem sau nu îi cunoaștem. Dar dincolo de asta, în viața fiecăruia, adică faptul că se explozie solare, poate să mă afecteze sau poate să nu mă afecteze, poate să-i afecteze pe alții, dar de ce ajunge la mine? De ce există un efect în viața mea? Înseamnă că dacă există un efect în viața mea, înseamnă că există în mine o cauză care a generat efectul. Și atunci eu dacă eu sunt cauza, eu sunt la sursa tuturor evenimentelor vieții mele, eu sunt sursa sumelor de bani pe care îi câștig, eu sunt sursa tuturor evenimentelor vieții, înseamnă că toate cauzele se întâmplă în mine, eu sunt acel cuptor în care se coace sau se coc următoarele experiențe. La exterior, efectul nu-l poți schimba. Dar ce poți schimba este sursa, adică cauza lucrurilor. Și pentru că eu sunt cauza tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața mea. Deci cauza tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața ta. Ceilalți pot să fie niște factori care contribuie, ajută, ca să zic, ajută, da, cu ghilimele de rigoare, fie în sens pozitiv, fie în sens negativ, ajută la materializarea acestor efecte, adică le aduc în realitatea fizică. Dar cauza tuturor lucrurilor este, în primul rând, energetică și este în controlul nostru, eu a zice, total. Alții ar zice nu parțial, că mai sunt chestii de karmă, dar și karma aia nu-i tot a ta, dacă e să o iei așa, nu e ca și cum, păi nu, că e transgenerațională, păi da, ai și tu un rol acolo, chiar dacă e transgenerațională. Adică toate sunt de fapt la noi, toate încep cu noi, toate se termină cu noi, tot ce ține de viața noastră. Dacă eu plasez responsabilitatea, nu știu, sumelor de bani pe care le câștig, în mâna statului, a pieței, a situației economice de moment, a clienților, a inflației, a mai știu ce căror autorități, eu nu mai am control. În momentul ăla în care am pus puterea banilor mei în mâinile altor oameni, eu nu mai am control asupra banilor mei. Dar în momentul în care mi-asum în totalitate situația financiară și mi-asum în totalitate sumele de bani care intră în fiecare lună în contul meu și care ies în fiecare lună din contul meu, pentru că și sumele alea care ies, nu doar alea care intră, țin de mine. Și alea care ies, țin tot de mine. Chiar dacă îi zice, păi da, dar utilitățile, da, bugetul de stat, da, plățile, da, mai știu eu ce. Și alea țin tot de mine. Și impozite. Toate țin tot de noi. Toate țin de noi. Toate țin de noi. Și banii care intră și banii care ies. Da, pentru că eu am văzut și la mine. Sunt luni în care dacă eu sunt în acel flux natural al banilor, dacă sunt în conexiune cu banii, dacă sunt în conexiune cu mine, dacă sunt în conexiune cu viața, pur și simplu se armonizează curgerea asta a banilor. Se repoziționează anumite lucruri care se întâmplă în viața mea. Sunt luni în care îmi intră bani și nu mai e nevoie să iasă banii aia. Sigur că îmi plătești o utilități și lucrurile pe care și le plătește toată lumea, acele cheltuieli fixe. Dar pe lângă acele cheltuieli fixe, mai există și acele cheltuieli variabile. Problema pentru care mulți oameni intră în deficit financiar este nu doar că nu le ajunge să-și plătească cheltuielile fixe, ci că cheltuielile alea variabile depășesc cu mult bugetul rămas. Dar asupra cheltuielilor fixe, sigur, poți să iau niște decizii, că poți să aleg, vreau cablu sau nu vreau cablu. Păi nu vreau, că nu mă uit la televizor. Bine, am tăiat o cheltuială. Vreau Netflix sau nu vreau? Păi n-am timp de Netflix. Am mai tăiat o cheltuială. Vreau internet? Da, că îmi trebuie, că am nevoie. Bine, păi la lăsăm acolo. Lumină, căldură, astea am nevoie, da? Bă, poate n-ai nevoie. Ai nevoie, n-ai cum să n-ai nevoie. Deci astea sunt cheltuielile fixe pe care poți să le alegi și pe astea într-o măsură sau alta. Vreau abonament la nu știu ce, telefonie mobilă. Păi bine, care plan? Păi planul ăla sau planul ăla, ăla costă atât, ăla costă atât. Pot să-l iau pe la mini sau pot să-l iau pe la cel mai scump. Pot să-mi iau mai știu eu ce abonament premium la nu știu ce sau pot să-l iau pe la de bază. Uh-huh. Deci chiar și la cheltuielile fixe tot poți să faci niște alegeri în măsura în care poți să le faci. La cheltuielile variabile
Acolo sunt mulți oameni și cunosc, din păcate, și am mulți clienți care vin și spun, a, că ce-am pățit luna asta, că de 6 luni numai așa o ducăm, mi-a venit și aia și am luat amez și s-a stricat mașina și stai că am bușit-o și am găsit-o lovită în parcare și s-a spart nu știu ce țeavă și mai înnotea vecinul și nu știu ce lucru s-a întâmplat și a lucru s-a întâmplat. Adică au o capacitate de a manifesta niște cheltuieli variabile care n-ar trebui să existe, n-ar trebui să te confrunți cu lucrurile alea. Da. Da, și sunt luni în care, nu știu, că ți se sparge telefonul, tableta, laptopul, se strică, se defectează, pierzi căștile, mai știu eu ce alte lucruri de care ai nevoie și atunci cheltuielile variabile te-au pus într-un deficit financiar. O lună, două, trei luni de astfel de cheltuieli și deja ești pe datorii. Corect. Am pățit anul ăsta în luna august. A fost o lună găunoasă la mine. Da, se întâmplă, dar nu e că se întâmplă așa, ți se întâmplă și nu, există o cauză, este un efect a unei cauze. Ceva ai gândit, ceva ai simțit, ceva ai trăit, ceva convingeri, de exemplu, pe care le ai. Poate în următoarea emisiune, că am zis că asta vorbim despre iubirea de sine, n-a ieșit așa, că s-a dus în altă direcție. Dar mai e o temă importantă pe care, nu știu, ne-ar trebui 10 emisiuni ca să acoperim... subiectul. Păi și tu, ca și telespectatoarea noastră care ne-a scris că să facem o emisiune de 3 ore, dragi, nu se poate așa ceva. Mai bine aveți răbdare. Să ne luăm studio personal pentru da, asta. Da, aveți răbdare 2 săptămâni până vine următoarea emisiune, pentru că asta este regula și așa trebuie să lucrăm. Sunt podcasturi care sunt făcute într-adevăr de 2-3 ore, dar nu este în spectrul nostru. Deci o emisiune de 3 ore ar trebui un efort deosebit și din partea noastră și din partea dumneavoastră. Oricum nu poți să stai 2-3 ore în fața unui televizor sau unui laptop să vezi o emisiune, este clar că îți pierzi răbdarea sau... Eu mai stau, da, dar totul mai oprești și te mai duci și undeva și atunci deja s-a rupt, s-a tăiat fluxul. Nu mai te focusezi pe ce este acolo. Și toate studiile pe care le-am urmărit noi și facem televiziune de atâția ani de zile, iată din 2001 facem televiziune și s-a ajuns la concluzia că cele mai eficiente emisiuni sunt cele care nu depășesc o oră. Dar și în faptul că la noi sunt 50 de minute, zic că este ideal pentru a putea spune ceea ce avem de spus și a lăsa loc și mai departe pentru emisiunile pe care vin. Dumneavoastră, dacă sunteți curioși, ne urmăriți și demonstrați lucrul ăsta. Da, uite, scuză-mă că te-am întrerupt. Tema de care spuneam că se poate întinde pe 10 emisiuni este legată de tiparele financiare. Da, o să o lăsăm pentru următoare emisiune să intrăm mai în detaliu, pentru că eu, de exemplu, în programul ăsta Iubește-ți banii, am luat 10 tipare financiare și le-am analizat, am câte o oră pe fiecare tipar. Și o să se recunoască lumea că eu le-am luat în primul rând de la mine, tiparele pe care eu le-am avut, financiare, nesănătoase, și în al doilea rând tot ce am văzut la clienții mei și le-am întâlnit în diferite forme, că fiecare le face altfel, dar în esență, adică baza, cauzele sunt cam aceleași la fiecare. Dar aș vrea să mă întorc un pic, că nu vreau să trecem peste ideea asta de legătura dintre banii, energia banilor și iubirea față de sine. De exemplu, și ăsta este tot un tipar financiar, oamenii care nu pot să stea cu un exces, că vorbeam mai devreme de variațiile astea ale cheltuielilor, de fapt cheltuielile variabile, și că uneori o lună, două sau trei luni la rând sau poate și mai mult, alții țin așa, devine un pattern la ei. Dacă te uiți în spate și te duci un pic pe cauze, pentru că la rădăcina tuturor experiențelor vieții noastre stau credințele noastre despre viață, despre bani, despre relații, despre orice, și convingerile pe care le avem. De exemplu, dacă eu am o credință sau o convingere despre mine că nu merit, apropo de iubirea de sine și la oamenii care nu au iubire față de sine, cel mai probabil că există această convingere interioară: eu nu merit. Și atunci tu n-ai cum să stai cu un exces.
Și orice ban care îți rămâne după ce îți cheltuiești, după ce îți plătești, nu știu, utilitățile, da, cheltuielile existențiale, dacă există această convingere că nu merit, sau tu simți, nu convingere, că pur și simplu simți în interiorul tău că nu meriți, nu meriți să ai bani, nu meriți să fii iubit, nu meriți să ți se întâmple lucruri bune în viață și așa mai departe, orice exces cât de mic o să manifesti ceva, contexte, circumstanțe, experiențe în care acel exces să trebuiască să-l dai ca să te întorci la a-ți trăi realitatea lui nu merit. Poți să vii cu asta din altă viață? Da, poate să fie o temă a vieții tale. Această iubirea de sine poate să fie o temă a vieții. Și cred că sunt mulți oameni care în viața asta trec prin experiențe de gen, relații toxice, relații cu bărbați agresivi sau femei agresive, că există și genul ăsta de relații. Mai puține. Mai puține. Am întâlnit, să știi, destule cazuri. Ai fi surprinsă. Tot felul de situații, nedreptăți și tot felul de situații în care tema ta este de fapt iubirea față de sine. Pentru că iubirea față de sine presupune, sau iubirea atunci când îți dezvolți iubirea față de sine, dezvolți capacitatea de a pune niște limite sănătoase. În relația cu banii, de exemplu, sunt persoanele care nu știu să se iubească pe sine, nu au limite în privința finanțelor, da, banilor, a resurselor personale. Poate să fie timpul lor, poate să fie energia lor, poate să fie disponibilitatea lor de a-și oferi ajutorul, de a fi alături de alte persoane, de a face servicii pentru alții, de a-și da banii altora și așa mai departe. Deci în momentul în care, și asta e foarte ușor de verificat, dacă ești genul de persoană care spui deseori da, deși n-ai fi vrut să faci lucrul ăla, n-ai fi vrut să te duci nu știu unde sau să n-ai fi vrut să faci un lucru pe care cineva ți-a solicitat să-l faci, aia arată că iubirea ta de sine nu prea e. Da, uite, e o chestie și aici. Poți să îți faci la finalul unei zile, dacă vrei neapărat să-ți dai seama de un lucru, fă un calcul de cât mm-hmm. Că n-ai să poți spune cu exactitate de câte ori ai spus da și de câte ori ai spus nu în ziua respectivă. Și ai să rămâi surprinsă de ce ai să-ți vezi. Dar poți să spui nu la foarte multe. Eu, de exemplu, pot să spun nu de dimineață până seara. Dar stau în energia acelui nu. Mi-l asum. Adică mă sună, nu știu, persoane. Nu stau cu ele la telefon. Poate fie mama, sora, dacă eu în momentul ăla am ceva mai important și consider că nu e atât de important, doar că vrea celălalt, n-are ce face și își pierde vremea lui și mi-o pierde și pe a mea. Nu, mulțumesc. Pot să spun nu copiilor mei, pot să spun nu la oricine, pot să spun nu. Pentru că mi-am dezvoltat această iubire față de sine și știu să-mi selectez prioritățile. Sigur, pot să spun da atunci când simt că trebuie să fie da. Dar pot să spun și nu fără să mă justific. Fără să mă justific, fără să mă simt prost, fără să mă simt vinovată, fără să-l las pe celălalt să facă proiecția asupra mea, să zic că da, cerea e Georgiana, da, uite că nu e așa disponibilă, dar n-are nicio legătură una cu alta. Adică faptul că aleg să nu petrec timp la telefon sau să ies nu știu unde în oraș, să mă văd cu nu știu cine, ce prieten care nu mă vorbesc niște vorbe, nu, timpul meu e mult mai prețios de atât. Adică resursa aia mea nu e doar timpul, este energia mea, este prezența mea, este sufletul meu, sunt fiecare secunde, minute, clipe ale vieții mele pe care de ce aș arunca cu ele pe geam? Le prețuiești. Da, le prețuiesc suficient de mult ca să le duc în lucrurile care îmi fac plăcere. Chiar dacă asta înseamnă să stau acasă să mă uit pe Netflix la un film. Pentru că filmul ăla la care mă uit mă relaxează, mă deconectează, mă pune mintea pe pauză, mă pune într-o stare bună, că nu mă uit la orice prostie de film, mă uit la un film din care am ce învăța, am ce vedea, sau îmi dă o stare bună. Starea bună contribuie la starea mea generală. Și starea mea generală contribuie la toate celelalte lucruri din viața mea. Eu te văd cea mai fericită în momentul când stai tu cu copiii tăi la un film. Așa te văd eu. E, nu neapărat. Cea mai fericită sunt când stau eu singură la un film, dar mă simt bine și când stau cu copiii, că nu pot eu să-i pun pe ei să se uite la ce filme îmi plac mie, ei se uită la ce filme le plac lor, nu-mi plac mie neapărat, dar, mă rog, de dragul lor
stau și mă uit. Uite, n-am mai spus spectatorilor noștri, prietenilor noștri, de mult. Câți ani au copiii tăi? Cel mare are 12, mulți mă rog, 11 înainte. Și jumătate și cel mic 9 și jumătate. Mulți înainte ce a trecut timpul, Doamne, când a venit Georgiana prima dată la noi, aveau cu mii, 3 ani. Cel mare avea 3 ani? Nu, vreo 4 ani sau... și ăla mic vreo 2 ani jumătate. Da, că nu era neastâmpărat și era atât, da, ăla mic, era atât de, cum să zic, de voi, de iute, de doamne, era ceva ce nu putea să stăpânească. Dar uite ce trece timpul și pe lângă faptul că acești copii cresc, noi, eu cel puțin, rămân acolo unde copiii sunt mici. Dacă întreb câți ani au, vai ce a trecut timpul. Și asta nu face ca să pună amprenta pe timpul trecut, da, a părinților, ci pe timpul trecut al meu, că îmi dau seama cât s-a dus din viața mea. Păi asta e, că viața se duce. Nu stă, de asta trebuie prețuită fiecare clipă și iubirea față de sine, atenție, nu înseamnă egoism, pentru că am întâlnit și nu știu, situația asta sau oameni care mă întreabă, da, dar asta nu e egoism când... Nu, adevărata iubire față de sine nu are nicio legătură cu egoism. Corect. Adevărata iubire față de sine înseamnă capacitatea de a te conecta cu natura ta divină și de a onora acea natură divină în fiecare moment, exact așa cum simte ea să se exprime. Adică atunci când eu aleg să mă onorez pe mine sau să onorez natura mea divină, spunându-ți ție nu, nu spun că nu-mi place de tine sau că am ceva cu tine sau că o spun pentru că eu simt că doresc să-mi găsesc expresia sau manifestarea într-un alt fel, într-un alt mod, într-un alt loc, cu altă persoană. Adică nu are nicio legătură, nu e despre ceilalți. Să te satisfacă pe tine. Pur și simplu este vorba de a da expresie fiecărui moment așa cum simți să-i dai expresie. Atunci când ești conectat la sinele tău divin, și aici poate e aspectul cel mai important și de ce și legătura asta cu banii, pentru că banii în sine sunt tot energie divină. Sunt o modalitate prin care viața, universul, Dumnezeu răspunde modului în care tu te exprimi pe tine în lume. Dacă eu mă exprim pe mine prin arta mea, prin cunoașterea mea, prin cunoștințele mele, prin abilitățile mele, prin talentele mele, prin darurile mele, ce vine înapoi? Da, este banii sunt conversia valorii pe care eu o revărs în lume, sunt conversia manifestării mele în lume. Dacă eu, de exemplu, n-aș avea iubire față de sine, n-aș putea nici să fac emisiunile astea așa cum le fac, n-aș putea să ies în lume, n-aș putea să mă expun, n-aș putea să fac toate lucrurile pe care le fac. Dar este și momentul în care spunem, că mai sunt 5 minute până se termină emisiunea, da. Spunem că vă iubește și pe dumneavoastră, Georgiana, iubirea de sine împărtășește din iubirea de sine și dumneavoastră venind și făcând ața kilometrii de la Iași la Piatra Neamț la 2 săptămâni, după cum vedeți. Deci sunt niște sacrificii care se fac și niciodată nu s-a plâns. Din contră, le face cu dragoste. Asta este, face parte minunată din iubirea de sine, pentru că până la urmă, așa cum am mai discutat în alte emisiuni, chiar dacă suntem entități separate, suntem toți una. Toți facem parte din același univers. Și în momentul în care dăruiești și primești, cum a spus Georgiana, tot ceea ce face ea îi vine înapoi ramburs altfel. Sub toate formele. Sigur. Uite, două idei aș vrea să mai pun aici la final, în ultimele 5 minute. Trei, cum ai rămas? Trei. A, nu mai am timp de două, dar o păstrez pentru următoarea emisiune, una din ele. Este un care are legătură cu iubirea de sine, este un aspect sau un lucru care pe care l-am întâlnit la foarte mulți oameni, l-am avut și eu, am suferit cumva de acest lucru și se numește sindromul impostorului. Sindromul impostorului, ai auzit de el, știi ce presupune. Nu, chiar da? Nu, explică, te rog. Sunt foarte mulți oameni care suferă de sindromul impostorului, adică sindromul impostorului este cauza pentru care mulți oameni nu reușesc să își manifeste valoarea
adevărată pe care o au, sau resursele interioare, sau darurile, talentele, nu le pot manifesta în lume și nici nu pot primi o compensare financiară pentru ele, din cauza că undeva în mintea lor au impresia că sunt niște impostori. Au impresia că nu sunt atât de buni pe cât sunt, au impresia că nu valorează nimic, au impresia că e foarte la modă, ca să zic așa, și se vorbește foarte mult în psihologie despre sindromul impostorului. Mi se pare nepotrivit denumirea asta, sindromul impostorului, atâta timp cât este vorba de tine, când ai o neputință, un blocaj. Nu e nepotrivit, pentru că senzația, sentimentul pe care o resimte o astfel de persoană este că se simte ca un impostor sau se simte ca o impostoare. De ce? Pentru că imaginea pe care o are despre sine sau gândul pe care îl are despre sine în mod frecvent este că nu sunt atât de bun, nu merit atât de mult, nu sunt atât de competent, nu sunt atât de mai știu eu ce. Prin urmare, mă simt ca o impostoare atunci când eu mă prezint în fața lumii într-un fel și lumea mă percepe, pentru că cei din exterior este posibil să-ți vadă valoarea, să-ți vadă cunoașterea, să-ți vadă toate calitățile, să vadă cât ești de bun, cât ești de competent și ce abilități ai. Dar dacă tu nu le vezi la tine, pentru că ai o imagine distorsionată asupra sinelui, chiar dacă ceilalți văd, tu simți că nu e adevărat. Da. Și sigur cunoști astfel de persoane, dar sunt foarte multe persoane care suferă de acest sindrom, nici măcar nu știu că suferă de el. Sunt foarte multe persoane, de exemplu, în relațiile de cuplu, care, și am întâlnit femei care îmi spuneau: Georgiana, nu știu că bărbatul ăsta mă iubește, nu știu ce vede la mine, dar mă vede așa într-un fel. Păi te vede așa, că așa ești. Problema e că tu nu te vezi așa. Și pentru că tu nu te vezi așa, începi și te autosabotezi. Sau ți se pare ciudat, suspect, ți se pare așa de necrezut, cum poate cineva să te aprecieze atât de mult, cum poate cineva să te iubească, cum poate cineva, când tu nu o faci față de tine. Corect. Când tu nu-ți vezi valoarea, când tu nu te apreciezi pe tine la adevărata valoare, nici nu crezi că altcineva ar putea să o facă. Și de aici vine sindromul impostorului. Interesant subiect și poate că ar merita mult mai mult timp în discuția despre acest subiect. Dar pentru că, na, timpul se umple, iar se supără lumea. Nu vă supărați că noi continuăm într-o ediție următoare acest subiect cu partea, cât este episodul 19 ăsta? 19 este ăsta, următorul 20. Următorul, care îl facem noi după o pauză de 10 minute, la dumneavoastră după o pauză de 2 săptămâni și să ne revedem sănătoși. Mulțumesc, Georgiana, deocamdată. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru Viața în Armonie, nu uitați să puneți degetuțul pe clopoțel ca să primiți notificările pentru fiecare ediție nouă în parte. Noi vă urăm să aveți parte de bucurii, de mulți bani, să vă faceți în așa fel încât să aveți acești bani de care cu siguranță vi doriți și de ce nu și aveți nevoie, iar ceea ce vă doresc din tot sufletul este să ne iubim așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, să ne iubim noi între noi. Mulțumesc, Georgiana! Mulțumesc și eu! La revedere, dragi prieteni!